veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Astăzi, a doua lecție din ciclul De vorbă cu Iisus, ceea ce Domnul a vorbit cu oamenii și oamenii cu El despre boli și vindecări. Pe paginile Evangheliei întâlnim foarte mulți bolnavi sau apropiați care au intrat frecvent în dialog cu Domnul cerându-i vindecare. Domnul le-a răspuns, în special evreilor, oilor pierdute ale casei lui Israel, adresându-le-se cu cuvinte de vindecare. Haideți să urmărim împreună câteva discuții din categoria aceasta și după ce le vom parcurge, vom trage concluziile care, după lumina ce vom avea, le putem desprinde din pasajele biblice. Mai întâi, Domnul în dialog cu cei bolnavi. Să deschidem la Evanghelia după Matei, capitolul 8, unde de la versetul 1 la 4, avem vindecarea unui lepros. Când s-a coborât Iisus de pe munte, multe norode au mers după El. Și un lepros s-a apropiat de El, i s-a închinat și i-a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iisus a întins mâna, s-a atins de El și i-a zis, da, vreau, fii curățit. Îndată a fost curățită lepra lui. Vreau să înțelegem în aceste scurte cuvinte adevărata realitate care se ascundea sau care este conținută privind la felul în care se exprimă un om bolnav, un lepros, un om condamnat să trăiască exclus din societate, condamnat potrivit cu reglementările levitice să strige la apropierea oamenilor, necurat, necurat, dar totodată să observăm felul în care i s-a adresat Domnului. Dacă vrei, și asta după închinare, poți să mă curățești. Și Domnul i-a răspuns exact după întrebarea lui, după felul în care a pus problema. Da, vreau, fii curățit. Și totul s-a petrecut în acele momente. La o privire simplă, pare efectiv totul atât de simplu. Și este pentru Domnul. Dumnezeu a zis, printre mișii săi, în casa lui Avram, este oare ceva prea greu? Ceva care să-L solicite pe Dumnezeu? Am zis, și noi până la oboseală, alte lucruri scris că-L obosesc pe Dumnezeu, că tot trebuie să ne ierte, că tot îl supra-solicităm cu stările noastre neplăcute. Dar, efectiv, problema aceasta a fost, așa cum rezultă din cuvinte, simplă. Mai adăugăm versetul 4, unde apare o mențiune repetată în Evanghelie. Apoi, Iisus i-a zis, vezi să nu spui la nimeni, ci du-te de te arată preotului și adu darul pe care l-a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Pentru că el să se înscrie în ordinea socială de atunci, a fost trimis pentru a primi liber aviz din partea preoților să poată să trăiască din nou în comunitatea liberă. Și totodată mențiunea să nu spună la nimeni. Dar ceea ce el nu a făcut. Și sunt mulți în Evanghelie la care Domnul le-a spus să tacă și ei au spus. Domnul avea motivele lui. Ei aveau și ei motivele lor, că un astfel de om nu prea poate să tacă. Dar din același caz vreau să vă redau din Evanghelia după Marcu, capitolul 1, alte două aspecte care aici nu sunt prinse. Sunt multe vindecări trecute în două sau trei Evanghelii. Uneori apar chiar diferențe. Marcu, capitolul 1, versetele 41 și 45. Lui Iisus i s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins de el și i-a zis, da, voiesc, fii curățit. În Matei nu era surprins momentul tangibilității Domnului, efectiv a pus mâna pe trupul lui bolnav. Nu este surprinsă nici mila, pe care vă rog să o rețineți că vom reveni mai târziu. Și apoi versetul 45. Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta, așa că Iisus nu mai putea să intre pe față în nicio cetate, ci stătea afară în locuri pustii și veneau la el din toate părțile. Deci Domnul n-a vrut să fie lucrarea împiedicată. De aceea i-a pus să tac. Este doar situația celui din Gadara, când Domnul i-a spus, spună celor a lui cum a avut Domnul milă de el, pentru că oricum de acolo tot a plecat Domnul. Cei din fața locului nu au dorit să rămână acolo. Rămânând în domeniul leproșilor, trecem în Luca, capitolul 17, unde întâlnim 10 oameni bolnavi de această gravă maladie, versetul 12. Ei au stătut departe, așa era reglementarea, și-au ridicat glasul și au zis, Iisuse,
Învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut Iisus, le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Iată că dincolo s-a atins, aici n-a mai fost de voie, doar un cuvânt. A fost suficient pentru ca minunea să se producă. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare, s-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Probabil, el nu a fost nevoit să se ducă la preoți. Nu cunoștea probabil reglementarea evrească sau nu se încadra în ea, nu știu. Sau că a venit după aceea. Iisus a luat cuvântul și a zis, oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă, să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Nu știu dacă ceilalți 9 au fost sau nu mântuiți. În timp nu știm, dar mă refer atunci. Pentru că Dumnezeu vindecă și din milă, fără ca să mântuiască neapărat. Au fost oameni de care Dumnezeu s-a îndurat și nu neapărat s-au ales cu mântuire. După cum Dumnezeu se îndură de oameni și le dă ploaie din cer și hrană și le face alte servicii, alte beneficii și nu neapărat sunt pentru mântuire, că le dă Dumnezeu. La fel, poate fi un om vindecat, dar să se aleagă cu atât. În schimb, cel care s-a întors a venit să se închine, exact după cum a făcut leprosul singur despre care v-am citit în Matei 8 și Marcu 1. El avea credința prin care se raporta la Dumnezeu într-un mod corect, o relație cu Dumnezeu, cum spunem noi. Vreau să trecem să urmărim acum câțiva orbi, Matei 9, de la 27 la 31. Când a plecat de acolo, s-au luat după Iisus doi orbi care strigau și ziceau, ai milă de noi, fiul lui David. După ce a intrat în casă, orbii au venit la el și Iisus le-a zis, credeți că pot face lucrul acesta? Da, Doamne, i-au răspuns ei. Vă rog să rețineți că aceste amănunte toate sunt foarte importante. Au strigat după Domnul. Domnul a intrat în casă. Se poate întâmpla în situații de boală, chiar atunci când Dumnezeu vrea să vindece, să te lase să strigi o vreme. Apoi ei au stăruit, s-au dus acolo unde era Domnul. Poate și-au făcut loc bâșbâind printre oameni. Domnul a sesizat credința lor, ca și în alte situații. Ei aveau aceeași convingere, atât de fermă. Credeți că pot să fac? Da. Atunci s-a atins de ochii lor și a zis, facă-vi-se după credința voastră. Și li s-au deschis ochii. Iisus le-a poruncit cu tot din adinsul și le-a zis, vedeți să nu știe nimeni. Dar ei, cum au ieșit afară, au răspândit vestea despre el în tot ținutul acela. Vedeți că Dumnezeu uneori ne lasă să funcționăm în slăbiciunea noastră. Nu-L ascultăm uneori. Fiii prorocilor știau că Ilie a fost răpit la cer și au vrut să-L caute. Și Elisei le-a zis, hai, duceți-vă. O altă situație, Matei 20 cu 34, tot doi orbi, la care observăm ceva diferit. Lui Iisus i s-a făcut milă de ei, s-a atins de ochii lor și îndată orbii și-au căpătat vederea și au mers după el. Au rămas în grupul care îl urma pe Domnul. Vedeți, sunt unii care sunt vindecați și se duc și spun minunea aceasta. Alții care rămân cu Domnul, după cum a fost și câteva femei care fuseseră vindecate, au rămas ucenici ale Domnului pentru tot timpul slujirii lui. Și tot despre orbi, mai citim în Ioan capitolul 9, de la versetul 1. Când trecea, Iisus a văzut pe un orb din naștere, ucenicii lui l-au întrebat. Astea sunt întrebări care macină. Învățătorul, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus le-a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui. Cu asta să nu înțelegeți că nu erau și ei oameni care aveau greșeli. Dar stările lor nu au adus o imputare pentru noul născut, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis, vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Și de la versetul 6, după ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat, apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta. Și i-a zis, du-te de te scaldă în scăldătoarea Siloamului, care tâlmăcit însemnează trimes. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Situațiile acestea sunt alese de Dumnezeu și sunt diferite de celelalte. Apropo de diferențe, a sesizat din cele ce vi le-am citit până acum metode diferite aici. Metoda a diferit foarte clar și tot din capitolul 9, din acest caz, vă mai citesc de la versetul 35, ca să vă dovedesc că problema mântuirii este diferită de problema vindecării. Pot să fie împreună, dar pot să fie diferit. Iisus a auzit că l-au dat afară din sinagogă și când l-a găsit, i-a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns, și cine este Doamne ca să cred în El? El avea o anumită cunoaștere ca toți evrei de rând care mergeau la sinagogă. Dar nu era descoperit Domnul Iisus. Nu i s-a descoperit în momentul vindecării.
L-ai și văzut, i-a zis Iisus, și cel ce vorbește cu tine, acela este. De-abia în acest moment Domnul i s-a prezentat cum a făcut o altă dată samaritenci. Eu, cel ce vorbesc cu tine, sunt acela. Cred, Doamne, a zis el, și apoi i s-a închinat. Altul se închinase înainte de vindecare. Era deja credincios al Domnului. Poate ascultase predica de pe munte. Era dăruit Domnului. Alții, după vindecare, de-abia ajung să devină credincioși adevărați. Și tot despre un orb, citim din Marcu, capitolul 8, o situație diferită, de la versetul 22. Au venit la Betsaida, au dus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat. Apoi i-a pus scuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat, vezi ceva? El s-a uitat și a zis, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus să se uite țintă și când s-a uitat a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile de slușit. Atunci Iisus l-a trimis acasă și a zis să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat. Aici vindecarea a fost cam cum s-a produs la Elie și la Elisei, așa în trepte. Se ruga pentru copil, se mai plimba prin odaie, zice acolo, iară se ruga, până când s-a realizat în mod definitiv și deplin lucrarea aceea. De reținut de aici că nu el a venit, alții l-au adus, nu știu ce n-a fost suficient aici, dacă a trebuit stimulată credința. Oricum, Domnul Iisus avea suficientă putere să facă acea lucrare. Alte situații, slăbănoci, Matei capitolul 9. Deci vă voi da câteva situații și după aceea o să tragem împreună foarte clar concluziile. De la versetul 2. Și iată că i-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului, îndrăznește fiule. Nu știu de ce a fost cauzată reținerea, poate de impacientarea lui că au deranjat acoperișul și a întrerupt activitatea de acolo. Păcatele sunt iertate. Poate, într-un asemenea moment de timiditate, de teamă, lui au trecut prin minte toate stările lui vinovate din viață. Îi cereau păcate, nu ca la cel din Ioan 9. Apoi de la versetul 5, Domnul a discutat cu ei și mai departe, scoală-te, a zis el slăbănogului, ridică spatul și du-te acasă. Slăbănogul s-a scolat și s-a dus acasă. Au fost comentarii aici, dar au fost și slavă la adresa lui Dumnezeu. De comentat, au comentat cărturarii, scrie în versetul 3, omul acesta hulește. E adevărat că era ceva nou să spună cineva, iertate sunt păcate. Dar Domnul Iisus nu făcea parte dintre oameni pe care să-i auzi spunând așa ceva, ai crede că hulesc, ar fi fost o hulă. Ei nu înțelegeau că el este Fiul lui Dumnezeu. Și le-a dat dovada aceasta, ca drept dovadă că pot să iert, uite, minunea aceasta vizibilă se produce. Rezultatul maselor de oameni, versetul 8, a noroadelor, au slăvit pe Dumnezeu care a dat oamenilor astfel de putere. Tot n-au înțeles, cum și ucenicii au înțeles atât de greu că El este Fiul lui Dumnezeu și de aceea poate să le facă toate acestea. Tot despre domeniul acesta al handicapurilor în domeniul mușchilor, a distrofiilor, a incapacității de folosire a mâinii de data aceasta, Marcu capitolul 3, de la versetul 1. Iisus a intrat din nou în sinagogă, acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să-l poată învinui. Și Iisus a zis omului care avea mâna uscată. A fost o provocare la care a trebuit să răspundă, scoală-te și stai la mijloc. Acolo era o opinie contrară, dar el a ascultat de Domnul. Apoi a discutat cu ei, este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău, să scapi viața cuiva sau să o pierzi, dar ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei, să nu înțelegeți mânia ca o acțiune a noastră, așa, nervozitate, că i-a venit să-i lovească. Era indignat de atitudinea lor. A zis omului, întindeți mâna. Și el a întins-o, drept urmare, mâna i s-a făcut sănătoasă. Și mai adăugăm Ioan capitolul 5, slăbănogul de 38 de ani, de la poarta oilor, Betesda. Citim de la versetul 6. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnav. Cu alte cuvinte, de aceea stau aici, dar nu prin procedura. N-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare și când se tulbură apa, intră altul înaintea mea. Scoală-te, a zis Iisus, ridică spatul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Și versetul 14. După aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. I se întâmplase ceva rău în urma vieții lui, a stărilor din ea. Și acum Domnul a sesizat foarte clar, vezi să nu păcătuiești,
Și ce a spus și altora care nu erau bolnavi, dar pentru el o nouă stare de păcat i-ar fi agravat boala, cum și alte eliberări în caz de noi stări de păcate agravează starea de posesiune. Și mai amintesc un singur caz, Marcu capitolul 5, femeia întâlnită de Domnul în drum spre casa lui Iair. Versetul 28. Căci, își zicea ea, care n-a îndrăznit să strige în mulțime? Dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și, întorcându-se spre mulțime, a zis, cine s-a atins de hainele mele? 33. Femeia înfricoșată și tremurând că știa ce se petrecuse, ne-a venit de s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, fică, credința ta te-a mântuit, te-a salvat, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Sunt multe alte vindecări în Evanghelii, dumneavoastră știți, vreau să mai citesc doar Luca capitolul 5, versetul 17. Într-una din zile, Iisus învăța pe noroade. Niște farisei și învățători ai legii care veniseră din toate satele Galilei și Iudeii și din Ierusalim stăteau acolo. Iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. În timp ce am pregătit cuvintele acestui studiu și în timp ce le expun aici, efectiv mă frământă problema aceasta. Pe de o parte pentru că, sub un anumit aspect, sunt și eu bolnav, și pe de altă parte pentru că sunt în slujbă și foarte mulți se îndreaptă spre slujitor și se întreabă, acum nu mai este prezentă puterea lui Dumnezeu ca să se producă vindecări? Haideți să urmărim împreună trei concluzii din tot ce v-am citit. În primul rând, vindecarea e realizată prin voința și puterea divină. A sesizat la câte situații bolnavi au zis, dacă vrei, Doamne. Și Domnul a întrebat pe cel din Ioan 5, vrei? Dar care bolnav n-ar vrea? De vrut ar vrea toți oameni. Problema e dacă vrea Dumnezeu. Dacă vrea Dumnezeu, se face. Decizia aia lui. Așa am citit în Matei 8:3. Iar în Luca capitolul 7 avem o evidență foarte clară a acestui aspect. Citesc de la versetul 7. Zicea sutașul, de aceea nici nu m-am socotit vrednic eu însuși să vin la tine. Și zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Dar dacă comandantul nu dă ordinul acesta, noi ceilalți nu putem să fabricăm o vindecare. Puterea este a lui Dumnezeu. Nu doar o vorbă trebuie să vină de la Dumnezeu, și puterea. Că vorba am putea o scoate noi, să zicem, Dumnezeu a zis că vrea să-l vindeci. Și uneori când în cazuri de bolnavi se mai insinuează câte un mesaj profetic. A fost un cuvânt de vindecare. Dar unui cuvânt de vindecare trebuie să fie și putere de vindecare. Acolo erau două aspecte, vrei și poți. Zis, nu se pune problema să nu poți. Pentru Dumnezeu. Problema se pune să vrea. Dar dacă nu vrea, n-ai ce-i face. Ei, vom vedea noi imediat că uneori Dumnezeu, nu că n-ar vrea, dar nu poate vrea oricum. Pavel zice în 2 Corinteni 12 despre el și boala lui, versetele 7 la 9. Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirilor acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei. Știți că în Evanghelia multe boli zicea că e un duc de neputință. Și trebuia certat duhul acela ca să dispară boală, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De 3 ori a rugat pe Domnul să-mi-l ia și el mi-a zis, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Și Dumnezeu n-a vrut să-i spună un da, cum le-a spus Domnul la atâția bolnavi. Da, vreau, sunt de acord. O simplă semnătură a lui Dumnezeu, să zicem așa. Un singur cuvânt. De aici pleacă orice vindecare. De la Dumnezeu. Doar El poate. Numele Lui să fie slăvit. O a doua concluzie. Credința realizează în mod executiv vindecarea. Dar ce este credința în condiția aceasta? Este conștiența deciziei divine. Ai aflat că Dumnezeu vrea și te bazezi pe asta. Noi uneori confundăm credința cu dorința noastră sau cu ideea că Dumnezeu a făcut atâtea vindecări și noi le credem pe acelea și despre noi se poate spune credem că Dumnezeu poate să vindece. Asta toți credem. Dar credem că vrea să vindece pe fratele Ion, pe sora Maria? Pentru asta trebuie să își fi dat Dumnezeu un cuvânt, să știi de undeva, în duhul tău, printr-un alt om al lui Dumnezeu, că Dumnezeu vrea să facă acea vindecare. De aceea Domnul le spunea, facă-se după credința ta. Adică eu sunt de acord cu asta. Și tu știi, și exact așa vreau să fac cum tu știi și cum ești încredințat. Și asta se face. Citim din Matei 9:22 pentru a dovedi aceasta. Iisus a întors, e vorba de femeia aceea ce vrea să atingă de Domnul, și a văzut-o. Și a zis, îndrăznește, fică, credința ta te-a tămăduit. Și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela.
Minunea s-a produs prin credință. În cazul acesta, Domnul n-a apucat să spună vreun cuvânt, dar a fost de acord că nu s-a scurs o putere din Duhul lui fără acceptul lui. Dar totul s-a produs undeva pe linie de Duh, fără o discuție directă, vizibilă. Și tot despre acest aspect, Marcu, capitolul 9, de la versetele 23. Unde avem prezentată o regulă, fraților și surorilor. Iisus a răspuns unui tată care cerea har pentru copilul său. Tu zici, dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Adică, reluând acest verset, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Orice s-ar putea rezolva. Dacă mai întâi se respectă punctul 1, Dumnezeu și-a dat acceptul. Și dacă noi ajungem la încredințarea, că așa se face. Și pentru a redefini funcționarea credinței, ne deplasăm în Evrei 11, unde apostolul zice ce este credința și noi tratăm ce este credința în domeniul vindecării. 11:1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Versetul 6. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caut. Și întorc pagina, versetele 33 și 34. Cei enumerați aici și alții, prin credință au cucerit ei împărății. Și amintiți-vă de niște războaie speciale. Dar nu s-au hazardat să se arunce la luptă oricum, că noi credem. Credința lor era bazată pe un cuvânt al lui Dumnezeu. Coboară-te că-i dau mâinile tale. Au căpătat făgăduinții, au stupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbii, s-au vindecat de boli, au fost viteși în război, au pus pe fugă oștiri vrăjmași. Deci, credința care realizează aceste acte supranaturale este un acord al lui Dumnezeu să se facă derogare de la legile naturale. Un trup îmbolnăvit rămâne bolnav. Dar Dumnezeu, care a creat universul și organismul nostru, poate să dea un cuvânt peste aceste. Amintiți-vă de cazul Iosua cu lungirea zilei. Nu oricine își poate să-și pună problema și să se roage, Doamne, dar eu știu că Tu poți să faci fiecare zi mai lungă. Că Tu ai făcut-o de dimensiunea aceasta. El a apelat la Dumnezeu pentru că Dumnezeu a pus în Duhul lui încredințarea aceea că minunea se face. Acum, pentru a înțelege diversele situații, s-ar putea ca unele lucrări să plece cu inițiativa de la Dumnezeu. Altele să fie o dorință exprimată de om, dar nu-i credință când merge dorința de la mine la Dumnezeu. Se transformă în credință numai când se întoarce de la Dumnezeu la mine. Aceea e credință. Și în al treilea rând, o a treia concluzie, procedura poate fi foarte diferită. Evident, nu orice. De fapt, procedura este rezultatul a primele două. Dumnezeu, prin Domnul Iisus, a spus un cuvânt, oamenii au crezut și au trebuit să execute ceva, să meargă să se scalde, să își întindă mâna, să depună un efort să se ridice, să plece, că acolo o minune se va produce, să se arate preoților. Foarte interesant că Domnul a apelat la metode de vindecare care încălcau regulile de sabat, când putea să îi vindece mai ușor, să le spună doar un cuvânt și să îi vindece în altă zi pe cei care trebuiau să-și facă bagajele. Dar Domnul a încălcat regulile lor pentru că ei aveau o înțelegere deplasată, pentru ei avea valoare organizația, regulile întrunirilor lor și nu oamenii care erau necăjiți. De aceea Domnul le spune, dacă ați fi înțeles ce înseamnă milă, voie și nu jerfe, ați înțelege că mie mi-este milă de oameni. Și nu am o mare plăcere doar de ritualul în sine. Adică ce folos ar fi să fie un ritual așa foarte bine aranjat, dar oamenii să nu fie nici mântuiți, nici zidiți, dar celui Dumnezeu îi trebuie ornamente? Este ca și cum ai avea niște scule foarte frumos ornamentate, nu te poți folosi cu ele. Atunci mai bine le spargi, le strici și altele cât de rudimentare, dar să-ți poți face treaba. Cam așa ceva s-ar traduce ideea asta. Vreau să privim acum la Domnul în dialog cu intermediarii celor bolnavi. În câteva situații, părinții au intervenit pentru copii. Ceva normal.
În Matei, capitolul 17, un părinte adusese copilul bolnav la ucenici și n-au putut să-l vindece. Domnul era pe munte la schimbarea la față și scrie de la versetul 15, când el a coborât, omul i s-a închinat și a zis: Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău, de multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. L-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. O, neam credincioși și porni la rău, a răspuns Iisus: până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi, aduceți-l aici la mine. Și aici citim de la versetul 19. Atunci ucenicii au venit la Iisus și au zis: deoparte. Eu astăzi o tratez înaintea dumneavoastră. Noi de ce n-am putut să-l scoatem? Noi de ce suntem atât de săraci în minunea ale vindecării? Din pricina puținii voastre credințe. Le-a zis Iisus: adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar și a zice muntele acestuia: mută de aici colo și s-ar muta, nimic nu va fi cu neputință. Dar acest soi de demon nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Iată că puținul nostru timp de dedicare, slaba noastră preocupare cu post și cu rugăciune, nu că nu este, este. Dar când se postește, oamenii sunt plini de treburi. Gândiți-vă doar la generațiile care s-au scurs. Spuneau frații că atunci când era un post, stăteau o zi, două, trei, toți împreună și nu se făcea nimic altceva. E adevărat că uneori sunt servicii acum care nu mai permit oamenilor. Și după asemenea părtășii profunde, se realizau anumite minuni. Parcă v-am relatat despre un caz care mi l-a spus unul din martorii oculari, un frate presbiter mai în vârstă, cum au stat câteva zile mai mulți lucrători și aveau o femeie anchilozată efectiv și potrivit cu cuvântul care au fost dat, pentru că ei au stat acolo bazați pe acel cuvânt, aveau încredințarea, credința că Dumnezeu vrea să facă acea lucrare, când s-a încheiat acele zile de post, de părtășie, de cereri speciale, Dumnezeu a produs minune. Îmi spunea, au pocnit oasele când s-a îndreptat persoana aceea. Dumnezeu nu mai face și astăzi minuni în masă ca atunci. Atunci a trebuit dovedit că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. În cazul care vi l-am citit, cobor prin acoperiș și a zis: pe acesta îl vindec, ca drept dovadă că am putere să iert păcate. Apostolii au trebuit să dea dovada că ei sunt urmașii direcției Domnului și că asta e lucrarea. Dar de vindecat tot ar vindeca și astăzi. Că și în Vechiul Testament n-au fost minuni tot timpul cu aceeași intensitate. Dar tot au fost. Mai sunt și astăzi, dar mi se pare că unele le ratăm datorită slabei noastre credințe, puținii noastre dăruiri și, în consecință, puținii noastre puteri. Și trebuie să fim sinceri. Nu trebuie să încercăm să driblăm prin Scripturi și să găsim ceva scuze. Realitatea este realitate, Dumnezeu este drept. Degeaba vorbim strâmb ca prietenul lui Iov, că la urmă Dumnezeu ne ia la rost. Mai sunt situații când Iair a intervenit pentru fiica lui, într-o evanghelie scrie: vino până nu moare, în alta zice: a murit, dar puneți mâinile peste ea să învieze. Cu alte cuvinte, era pe moarte. V-am zis să nu vă complexați pe micile diferențe care apar. Și tot despre o mamă citim în Marcu, capitolul 7, o mamă care a știut să insiste. Citim de la versetul 25. Căci îndată o femeie a cărui fetiță era stăpânită de un duc necurat a auzit vorbindu-se despre el și a venit și s-a aruncat la picioarele lui. Femeia aceasta era o grecoaică de o bârșe sirofeniciană. Ea l-a rugat să scoată pe dracul din fica ei. Iisus i-a zis: lasă să sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor sau arunci la căței. Domnul a vorbit într-o parabolă foarte întâlnită atunci. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței de sub masă mănâncă pâine din fărămiturile copiilor. Atunci Iisus i-a zis: pentru vorba aceasta, du-te, a ieșit dracul din fica ta. Și când a intrat femeia în casa ei, a găsit pe copilă culcată în pat și demonul ieșise din ea. Când a intervenit credința? Ea s-a legat cu credință de puterea lui Dumnezeu și l-a provocat. Nu era un caz ca lui Pavel în care Dumnezeu să spună: nu pot să intervin, am nevoie să rămână handicapul acesta. Nu. Putea fi eliberat, oricum era o posedare, situație în care Domnul lucrează. Situațiile de boală unele rămân. Dar ea a stăruit într-un mod cu totul și cu totul deosebit. Și hai să fim sinceri, eu cred că cei din familie stăruiesc mai mult ca noi ceilalți, dar și la nivel de biserică. Și aici, dar nu numai aici, în rugăciunile noastre particulare s-ar putea stărui mai mult. Apoi, în alte situații, a intervenit alți membri din familie. Pentru Lazar au intervenit surorile lui și au zis, scrie în Ioan 11:3, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Efectiv, aveți dreptul, avem
să formulăm ce expresii vreți, cumva să-L convingem pe Dumnezeu. Știți că și Moise așa de înțelept s-a adresat încât, într-un fel spus, l-a convins pe Dumnezeu: Doamne, Tu l-ai scos din Egipt, dar nu-i lăsa așa, nu se poate, nu iese bine, Doamne, acela pe care îl iubești. Și am sesizat la mai mulți că Dumnezeu le dă anumite cuvinte de mijlocire extraordinare, cu totul și cu totul minunate. Domnul l-a zăbovit, știți că a venit de-abia după ce Lazar a murit, încă câteva zile după aceea, și vă citesc de la versetul 26. Domnul întreabă pe Marta: crezi? Și răspunde în 27: da, Doamne, cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Hristosul, care trebuia să vină în lume. Și apoi, de la versetul 41, Iisus i-a zis: nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Marta trebuia să creadă nu doar puterea lui Dumnezeu de a învia, să creadă și că acel caz se va solda cu înviere. Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul, Iisus a ridicat ochii în sus și a zis: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: Lazare, vino afară. Am urmărit la toate cele trei vindecări produse prin Domnul. Domnul s-a adresat direct mortului, sau cel puțin așa apare expresiile. Vino afară, tinerelule, scoală-te, fetiță, scoală-te. Că pentru Dumnezeu și vii și morții sunt la fel de gata să răspundă. Că Dumnezeu cheamă lucrurile care nu sunt, El vorbește naturii, fă așa sau fă așa. Și de asemenea au fost situații când au intervenit prietenii sau cunoscuții. Pentru asta citim în Luca, capitolul 7, de la versetul 2. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Spune cineva: am un coleg foarte bolnav, vă rog, rugați-vă pentru el. Versetul 3. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Acum au intervenit alți intermediari. Aceștia au venit la Iisus și l-au rugat cu tot din adinsul. Și au zis: face să-i faci acest bine. Iarăși o motivație foarte pertinentă, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagogă. Apoi a trimis alți prieteni. Se spune că e nevoie doar de un cuvânt. Și Domnul a intervenit. Și aici două concluzii. Intermedierea e foarte valoroasă. Și intermedierea din dragoste este justificată pentru ambele părți. Când iubești pe cineva, știi cum intervii? Ca pentru tine sau mai mult. Și când intervii din dragoste, n-ai alte motivații și ai o așa inimă încât lui Dumnezeu îi place și te poate primi, te poate privi. Vreau să vă citesc din epistola lui Pavel către Filimon, o intermediere din dragoste, care cerea în apel tot dragoste în executarea acelei lucrări. Filimon 1:8. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos, să-ți poruncești ce trebuie să faci. Nu-i cazul între noi și Dumnezeu. Vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. Eu, așa cum sunt bătrânul Pavel, era acum întemnițat pentru Hristos Iisus. Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim. Și apoi de la versetul 14. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bună voie. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci mai mult decât ca pe un rob, ca pe un frate preiubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Cam așa au zis rolul Lazar: Doamne, Tu știi că ne este drag, dar știu că și Tu îl iubești. Și noi intervenim din dragoste și Te rugăm să faci lucrarea aceasta. Intermedierea se bazează tot pe credință. Când au coborât pe acel slăbănoc până acoperiș, scrie și în Marcu 2:5, Iisus le-a văzut credința, e pluralul. Credința lor, de aceea au acționat. Și de asemenea tot Domnul a mai dat o pildă în Luca 11, în care stăruința celui ce pledează pentru obținerea unui lucru este evidențiată foarte puternic. 11:5. Apoi le-a mai zis: dacă unul dintre voi are un prieten, în situația asta e Dumnezeu, și se duce la el la miezul nopții, adică într-un timp nepotrivit pentru oameni, pentru Dumnezeu nu știu când ar fi miezul nopții, și zice: prieteni, împrumută-mi 3 pâini. Căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu, un om necăjit, un bolnav în situația aceasta. Și n-am ce-i pune înainte. Eu n-am cum să-l ajut. Și dacă de într-o casă, prietenul acelui răspunde: nu mă turbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu mă scol să-ți dau pâini, ca și cum ar zice Dumnezeu, problema rămâne așa. Dumnezeu poate să aibă anumite decizii luate, dar la stăruință să schimbe. Vă spun, chiar dacă nu s-a sculat să-i le dea, măcar că este prieten, deci s-ar putea să cerem anumite lucruri așa simplu: Doamne, îndură-te de cutare. Și suntem prieteni cu Dumnezeu. Și nu se scoală să ni le dea. Nu se ridică de pe scaunul de domnie să spună: facă-se așa cum cere. Dar dacă tot stăruim, pentru stăruința lui supărătoare, nu știu dacă e corect ce spun acum, din toate punctele de vedere, dar într-un fel așa este. Poate îl necăjim pe Dumnezeu când rugăm să facă altfel de cum a vrut el inițial. Dar uneori v-am spus: lasă după noi. Și ne spune: vreți neapărat să o fac? Uite, eu fac, hai. De voi nu scap și voi sunteți copiii mei și eu vă ascult.
Această situație este evidențiată sub trei ipostaze, când în versetul 9, cere și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Și vreau să încheiem punctând în final două idei. Este un mare har pentru păcătos să aibă acces la Dumnezeu, inclusiv pentru probleme de boală. E mare har că oamenii puteau să ajungă la Domnul. Uitați-vă acum, într-o societate democratică, e chiar atât de simplu să ajungi la un om mare și să stea de vorbă așa cu tine deschis, nu de silă. Dar noi avem acces, chiar și acum, în condiția noi, aici Dumnezeu în cer, la El. În timp ce Domnul Iisus era pe pământ, scrie în Luca 15, de exemplu, și în alte situații, că se deosebea de cărturari, de farisei, de alți conducători religioși, prin faptul că intra prin casele oamenilor, discuta cu ei în mod foarte particular, era foarte aproape de ei și oamenii se puteau adresa direct. Toți vameșii și păcătoși se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și discutau cu El din suflet, exprimându-și dorințele, spunându-și părerea, câte o femeie mai striga: ferice de mama ta, altul a zis, ferice de cineva prânzit în împărăția lui Dumnezeu. Toate astea erau din intimitatea Lui. Se deranjau fariseii, primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Vedeți, să nu cădem în ispita, să zicem, asta dacă se roagă, n-ajunge ăsta la Dumnezeu. Nu știi tu cine ajunge la Dumnezeu. Dumnezeu e foarte aproape de oameni. Dumnezeu se lasă să fie abordat. Când strigă un nenorocit, Dumnezeu e prin preajmă. E foarte bun Dumnezeu în ideea aceasta. Iată, tot pe aproape, în Luca 18, de la versetul 15, i-au adus și niște copilași. Nu vă sunt necunoscute situații în care, având bolnavi în familie, copiii se roagă și plâng și copilașii vreau să meargă aproape de Domnul. Vedeți, când eu îmi botez sau vreau altă lucrare, că nu mai încap de ei pe coloar. Aproape și ei. Ucenicii au certat pe cei ce i-aduceau. Iisus a chemat la sine pe copilași și a zis: lăsați copilași să vină la mine. Gândiți-vă cum și-au dat drumul atunci. Care mai de care lângă Domnul? Știți că și-a pus mâinile peste ei. Asta înseamnă o intimitate foarte mare. I-a binecuvântat. Știu copiii că mai sunt anumite cărțulii cu poze, cum Domnul Iisus ar fi ținut un copilaș pe genunchi. Nu știu cum a fost. Oricum, aspecte omenești. Domnul le permitea oamenilor. Și acum vreau să ne punem toți pe același taler. 5, de la versetul 13. Este vreun pentru voi în suferință? Sunt două metode de vindecare aici. Una să mergi tu direct la Dumnezeu și alta să mergi prin slujitori. Și ispita poate să fie de partea la ambele categorii. Cei din popor să zică, dacă ne-am dus și la slujitori, ar trebui să roage pentru noi și să producă vindecare. Dar uneori ți se face ungerea și nu ești vindecat. Sau se roagă pentru tine după o altă metodă, că v-am zis, nu e o singură metodă. La fel am putea să ne scuzăm și noi, dacă am fi subiectivi. Biblia spune, ești bolnav și suferiți, să te rogi tu. Tu n-ai credință, de aceea nu se face minune. Este vreun pentru voi în suferință să se roage. Adică, în primul rând, cel în cauză, bolnavul, să se apropie de Domnul. Dacă e cu inimă bună să cânte, este vreun printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului, ca să înțelegem că Domnul, de fapt, face această lucrare, rugăciunea făcută cu credință. Deci și astăzi regulile sunt la fel ca atunci când Domnul vindeca. Avem acces foarte liber la Dumnezeu, dar totul este până la chestiunea cu credința. Ne-am apropiat noi atât de mult de Dumnezeu să aflăm un cuvânt de la El? Am reușit să-L înduplecăm cu vorbele noastre? Rugăciunile noastre se aseamănă cu strigătele prelungite și disperate ale celor în cauză, care nu-L lăsau pe Domnul și strigau în pofida mulțimii care spunea tăceți? Sau a oamenilor care mergeau mai departe, se luau după Domnul, strigau, fă-ne ceva, scapă-ne, fiul lui David, ai milă! Și Domnul va însănătoșa. Și dacă a făcut păcate, vor fi iertate. Deci, nu neapărat păcatele cauzează o asemenea stare. Dacă sunt păcate, mărturisiți-le. Și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Doamne, fă să fim cercetați la acest domeniu. M-aș bucura mult ca în urma acestui studiu, odată ce am trecut în revistă toate aceste discuții între Domnul și bolnav, din care au rezultat multe vindecări, să se schimbe și la noi ceva. Am citit despre zulușii din Africa de Sud. Poate ați citit cartea lui Erlo Steg, Întrezire printre Zulu.
La un moment dat s-au apucat și au luat cartea Faptele Apostolilor de la început și au zis: Doamne, tot ce scrie aici vrem să facem, dar am vrea să se întâmple și la noi ceea ce scrie aici. Și sunt foarte multe exemple clare, nominale, date acolo în carte, foarte asemănătoare cu cele din Faptele Apostolilor. Hai să nu spunem ca și ce a făcut Domnul, ca și ce au făcut apostolii. Dar a fost un proces de pocăință serios, de luni de zile, până să se producă minunile acelea. Și am văzut în unele cazuri, sunt unii așa aproape pe pragul morții. Dar foarte greu se pocăiesc de anumite lucruri. Deci sunt cu cuțitul la os, cum se spune, și tot nu sunt în stare uneori să facă o schimbare radicală, care s-ar impune pentru a obține îndurarea Domnului. Sau sunt situații critice la care poate nu punem inima și nu mijlocim puternic, așa o rugăciune, ca și celelalte rugăciuni care sunt așa cum sunt, și atunci, deci nici bolnavul nu se sacrifică, nici lucrătorii nu se sacrifică și ieftin nu se produc asta. Domnul avea nopți de rugăciune și le-a spus și lor, puțină rugăciune, puțin post, nu se întâmplă minune. Se mai întâmplă câte un așa, pe și pe acolo, prin harul lui Dumnezeu. Și în ultimul rând, ultima idee, vindecarea este un act al milei divine. Mântuirea se poate realiza și fără vindecare. Dacă cineva nu-i vindecat, asta nu înseamnă că nu-i mântuit. Dar mila lui Dumnezeu e aceeași. În foarte multe situații, așa scrie, i s-a făcut milă de ei. Hai să vă citesc numai două. Matei 9:13. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfe. Și momentul de la înmulțirea pâinilor, Matei 14:14. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o gloată mare, i s-a făcut milă de ea și mai întâi, înainte de a înmulți pâinile, a vindecat pe cei bolnavi. Deci totul este mila lui Dumnezeu. Nu este Dumnezeu dator să vindece în virtutea faptului că mântuiește. Nu-i vremea să ne se schimbe trupurile astea, vor fi răscumpărate la înviere, la răpire, dar din milă Dumnezeu poate face. Rugăm să o fac. După cum nu ești obligat să zic să ajuți pe cineva. Ești obligat să-i dai banii după Scriptură dacă ai avut o tranzacție cu el, dacă ți-a muncit. Nu-i opri plata lucrătorului cu ziua. Dar dacă vrei să-i dai ceva în plus, aia se numește milostenie. Asta e vindecarea. Dumnezeu îți dă ceva în plus. Și îndură de tine și îți ușurează starea. Asta e mila lui Dumnezeu. Haideți să ne verificăm în mod profund în acest domeniu și totul să se soldeze cu niște punctări mai repetate și mai puternice ale milei lui Dumnezeu prin credință. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.